să uităm cât mai repede acest joc și să ne întoarcem la ceea ce avem noi de făcut și mă refer aici la campionatul ligii a doua. Trebuie să ne concentrăm pe acest play-off, adică să intrăm în play-off. Din punct de vedere a jocului astăzi, sunt un pic dezamăgit, dar s-a văzut o diferență de valoare și de nivel, totuși, între cele două echipe. Cred că am fost puțin cam timorați și nu mi-a plăcut acest lucru din partea băieților mei. Parcă după ce am primit gol am reacționat și am încercat să urcăm liniile mai sus, asta le-am și spus-o la pauză. Am lăsat, bineînțeles, și forțați inițiativa adversarului, care a controlat jocul. Totuși, să faci trei cadouri unui adversar de Liga 1 care are calitate, are o viteză în plus, alt nivel, s-a văzut acest lucru. Și am mai făcut și noi trei cadouri ca să primim trei goluri. Da, sunt un pic supărat, așa, dezamăgit, dar trebuie să ne regrupăm și să ne concentrăm pe ceea ce avem noi de făcut în campionat. Au fost două reprize cumva diferite. În prima repriză pare că n-au mers lucrurile chiar atât de... Da, nu am înțeles de ce această teamă. La unii jucători le-am și spus-o că trebuie să jucăm, să punem probleme pe faza ofensivă și să avem posesie atunci când recuperăm mingea, să nu o pierdem ușor, să alergăm după minge. N-am reușit să facem acest lucru. Am pierdut foarte ușor mingele când ne-am recuperat. N-am ajuns să punem mai multă presiune și noi pe poarta adversarului. A doua repriză parcă am mai ieșit un pic așa din cochilie și am reușit să ne creăm câteva situații. Păcat că n-am reușit să marcăm și noi măcar un gol după acel penalti pe care l-a ratat Armand. Dar e istorie deja acest joc și trebuie să recunoaștem superioritatea adversarului. Astra are forță să câștige acest trofeu? Are jucători de calitate, s-a văzut acest lucru. Au viteză în plus față de nivelul ligii a doua. Întotdeauna este foarte complicat. E dificil când vii de la Liga a doua, unde este un nivel inferior și un ritm de joc inferior. E dificil la Liga 1. Sunt jucători de calitate, jucători care câștigă 10, 12 mii, 8 mii de euro salari, deci trebuie să justifice banii pe care îi câștigă. A adus foarte mulți jucători, jucători excelenți. Așa la televizor câteodată nu-ți dai seama, dar când te lovești de ei, vezi într-adevăr că au calitate și au valoare. O echipă foarte bună, o echipă care, cred eu, putea să obțină mult mai mult și s-ar putea să obțină cu Eugenia Goe la timonă, chiar dacă au plecat foarte greu în acest sezon, sunt acolo, încă mai sunt jocuri și cred eu că mai au șanse la play-off. Vorbeați de nivelul salariilor de la Astra, dar care este media la Petrolul, nivelul salarial? Este o chestiune de intern și nu ca medie, pot să vă nu spun punctual care este media. Nu întrebați de acest nivel, pentru că n-am să vă răspund la această întrebare. Ok, mulțumesc frumos! Cer. Da, e interesant de aflat și care e media salarială la Petrolul. Apropo de, până la urmă, diferența de valoare. Pentru că e corect, până la urmă, felul în care Dana Cerveanu a întrebat. Că spui, da, e o diferență evidentă între Liga 1 și Liga 2, de viteză, de ce vrei tu. Da, asta ar trebui să se vadă și la salarii. Da, cred că se vede. Se vede. Se vede între Astra și Petrolul. Între Chindia și Petrolul? Cred că se vede și acolo. Și acolo zici tu că se vede. Mult mai puțin. Mult mai puțin. Mult mai puțin. Dar tot zici că se vede. Da. Și media salarială la Chindia, care a crescut de când este în Liga 1. Pentru că în momentul în care vii în Liga 1, dacă nu faci schimbare de lot masivă, da, pățești ce a pățit Argeșul la începutul sezonului. Vii din Liga 2, joci cu jucătorii aia, plătiți că de valoarea lor până la urmă,
te întâlnești cu băieții ăștia din Liga 1, nu mai poți să-i bați. Dacă n-ai schimbat în lot, locul 16 al tău. Nu mai poți să ieși de acolo. Pentru că mie ce mi se pare, mie mi s-a părut totuși prea mare diferența și văzând gafele, adică te uiți la Vaiușii, da? Care Vaiușii pictează în Liga a doua. E unul dintre jucătorii cei mai tehnici, cei mai buni, face, drege, chiar vorbeam noi. Da? Și vezi cum, nu neapărat cum bate penaltiul ăsta, că da, nu, poți. Cum de nu trece de niciun adversar. Cum nu meciul. Poți să depășești, dar atenție pe cine nu depășești. Nu depășești garnitura a doua Astrei. Da. Deci tu nu discutăm de primul 11 al Astrei. Și cine e Astra? Astra e o echipă care nu credem că va prinde play-off-ul. Are șanse totuși destul de mici să prindă play-off-ul la ce distanță e, da, față de primele șase. Da, Viorel Moldovan chiar a spus. Este o mare diferență între viteza echipelor de Liga a doua și viteza echipelor de Liga 1. Și Petrolul fiind una dintre cele mai bune echipe de Liga a doua. Adică asta mi se pare prea mare diferență. Vine Astra cu garnitura B, Astra care nu e o echipă de top 6, da, top 6 la noi, și joacă împotriva unei echipe care este trage la promovare, da, în Liga a doua. Asta e o altă. Cupa României. Și 3-0, așa. În momentul în care echipele din Liga 1 devin interesate de Cupa României, că poți să le prinzi prin 16, să spunem, da, într-un moment mai prost. În momentul în care devin interesate de cupă pentru faptul că mai au două meciuri și pot ajunge în cupele europene sau mai pentru faptul bani, că premiile au cresc odată cu înaintarea în competiție, atunci vezi și de ce niciodată până acum în sistemul ăsta, la baraj, corect, echipa de Liga a doua n-a trecut de echipa de Liga 1. Da, așa este. Așa este. Și aș vrea să mai vedem o dată penaltiul bătut de Vaiușii. Că este, Costele, tu ai zis doar de golurile pe care le-au luat cei, da, de la Petrol, dar lui Tasei pe Vaiușii de... Bun. Noi tot am discutat în studioul ăsta despre modul cum ar trebui executate penalturile acum după ce s-a schimbat regulamentul și când portarul trebuie să stea pe linia porții. Dacă îți alegi un colț, dai tare și dacă mai dai puțin și sus, n-ai cum să ratezi penalti. Dar spun, nu sunt convins că Lazar are ambele picioare pe linia oricum porții. Oricum sunt, nu că ar, sunt doi jucători, cel puțin 2-3 jucători care au intrat în suprația de pedeapsă și destul de mult. Da? Chiar lângă arbitru în partea asta și aici vedem, uite, și destul de mult. Lazar nu cred. Stâng, piciorul stâng atinge, cred că atinge tușa. Cu piciorul drept a ieșit un pic în față, dar oricum nu e foarte puțin. Dar uite aici, în fața arbitrului sunt doi jucători. Da? Numărul 2 și 9. Da. În fine, suntem deja, căutăm prea multe. Apropo de arbitraj, pentru că evident odată cu orice delegare a lui Chivulete, deja este mega... așa, e o lupă mare pe toate prestațiile lui Chivulete, a devenit personaj mai mult decât e arbitru. E mai mult personaj în momentul de față, din păcate negativ pentru el. Și vreau să vedem penaltiul pe care îl obțin cei de la Astra și să-mi spuneți dacă sunt două penaltiuri la aceeași față, dacă ar fi trebuit aici să acorde penalti, pentru că aici era greu să... Nici nu trebuia să... O decizie corectă. În prima fază nu mi se pare că se impunea. Nu e penalti la... În prima fază nu, pentru că se oprește. Cine se oprește, zici tu? Fundașul. No. Mie mi se pare că duce genunchiul spre... Din unghiul ăsta, din spatele porții? Lui simte că vine fundașul din spate și dorește să scoată maximul. În faza a doua, cred că nici nu avem ce discuta. Da, uite-te un pic la reluarea din spatele porții. Dacă nu, cumva duce genunchiul spre piciorul lui Merloi. Bine, și pune piciorul în pământ, în spatele lui. Nu cred. Deci, din ce mi se pare aici, nu cred că se impune. Uite, vezi? Nu asta. Următoarea. Așa mi se pare. Acum bine, poate că greșesc. Nu, ar... Uite aici. El deja era în cădere. Îl atinge... A merge puțin prea departe. Da, ok. Nu contest. Mie mi se pare că e și aici, dar ok. Până la urmă, cum e Andreea? Dacă
scoate Dumnezeu, îți dă Dumnezeu, deci dacă era ei. Doar faza asta. Deci dacă nu venea aia cu balaure, eu nu știu cum comentam. Poate fluiera puțin mai târziu, cine știe, după ce da. Se... Nu poți să-i poate așteptat un pic să... Spun lucrul ăsta, are piciorul, mă refer la fundaș, are piciorul deja pe mânt, pământ, iar Merloi deja pleacă în cădere încercând să scoată Ovidiu. Da, după aia al doilea la balaure. Al doilea este acel cadou de care discutam mai devreme. Adică... Ăsta e faul de la de... Știi cum erau în filmele alea cu Stan și Bran? Da. Când îi dădea și erau și efectele la sonore, știi? Da. Când îi dădeau la tibie și s-auzea așa ceva. Cam așa e aici. Adică e... Se apropie sau... ceva, dar era altfel cu penaltiul pentru CFR Cluj. Aceea neinformare și... Da, da, absolut. Așa iar... ne faultau pe noi fetele în curtea școlii. Știi când jucai cu fetele fotbal în curtea școlii? Și dădeau că n-aveau simțul ăsta al mingii și dădeau unde prindeau la picioare. Așa îmi face mie fimiu... Bine, cred că nu numai în curtea școlii. Fimiu de șase ani, o face pe asta, da? Când îi iau un pic mingea și când o iei din față și așa... Și n-apreciază distanța. Și, nu, și după aia te întrebi de ce te dor gleznele a doua zi. Și mai e o fază, minutul 76, un posibil penalti la Răduț. Și asta vreau să o vedem înainte de a-l asculta chiar pe Răduț. E o fază interesantă asta, pentru că aici este... Clar că Redus este împins. Deci, asta iarăși este, asta e din categoria Hențului Șeroni, din zid. Da. Deci ați văzut faza cu Șeroni, când ridică mâna. De necomentat. Aia e colosală. Dar asta e din categoria aia, adică nu are niciun fel de... De ce să face asta? Aici, deci... din păcate, scuză-mă că da, intervin, că intervin cu, cu altă nuanță. Din păcate, pentru că nu fluier la faza asta penalti și consider că nu e penalti, ok, atitudinea lui Răduț, uite, el caută să joace mingea în continuare. Nu cere penalti. Dar asta nu înseamnă că n-a fost. Da. De ce? Pentru că atunci, dacă tu nu dai penalti la așa ceva, jucătorii ce o să facă? O să înceapă să urle pe teren de durere ca să-l auzi, să-ți dea ce crede el că trebuie să-ți dea, să cadă teatral în careu, că dacă nu cazi teatral și nu așa, nu-l influențezi sub nicio formă, poate fi reversul medaliei într-o situație ca asta. Și mai e ceva, ca să te completez. Încep să protesteze mai mult. Încep băncile să fie mai vocale și toții... Adică faza asta, știi cum e? Mie mi se pare, poate că o să greșesc. Eu zic că Chivulete are și în meciul ăsta două penaltiuri nedate. Dar este părerea mea. Unul la Merloi și una faza asta. Tu o interpretezi, n-am, cu tot respectul, Costel. Da. Mie așa mi se pare. Și mie mi se pare că bafta lui Chivulet este că amândouă sunt pro-Astra și că sunt la scor de 3-0. Sau în orice caz, în momente în care nu mai conta. Dar mie mi se par greșeli de apreciere și asta, cel puțin faza asta. Uitați-vă unde este Chivulete. Dar mai e și Tușierul în partea asta care poate să vadă faza. Împingerea, cred că cel mai bine o vede Tușierul. În momentul în care aici te duci cu mâna către... Adică, da, focusul arbitrului asistent nu poate fi în altă parte decât acolo în fața lui, da? Nu are de ce să fie preocupat de linia de offside pentru că mingea se îndreaptă în spate. Care e argumentul pentru care nu dai penalti aici? Găsiți-mi-l voi! Probabil că el consideră că e împingere ușoară și nu e suficient pentru... Da. Că nu produce căderea. Da, acea împingere, dar... Eu cred că tocmai împingerea aia produce căderea. Da. Adică el nu plecase înainte Rădoi în cădere. Rădoi. Aici a... Rădoi la voi, la Federație. Da. Deci să înțelegem... Andrei că... vine după zi grea de muncă. Dar să înțelegem că și Rădoi e împins de undeva, știi? Să vadă să nu cadă. Să nu cadă. Bun, haideți să ascultăm. Se apropie astea ale naționale, meciurile naționale și Andrei începe ușor să intre în...